Anunțat de câteva zile, la mitingul organizat de Partidul Național Liberal s-a estimat inițial că se vor aduna 500 de oameni. N-au fost nici jumătate, iar dintre cei care au ieșit în stradă, puțini au știut să spună motivul pentru care au venit. Din ce motiv ați venit astăzi aici? Ați greșit persoana. Sunt doar aici cu publicul și nu știu, vreau să protestez și eu, fiindcă contra lui Ponta. Contra lui Ponta? Da. Dar cine crezi că ar face treaba mai bună în locul lui? Abar n-am de politică, m-ați prins un fragan. Nu știu, nu știu, sincer spun, nu știu. Ce schimbări majore ar produce schimbarea lui? Bună întrebare. N-am răspunsuri, nu știu, m-ați prins în preparat, abar n-am nimic. Mai rămâi? Sunt ocazional, mai stau un pic, da, mai stau. Ai de gând să protestezi? Da, și eu. Contra? Contra Pontei. Ponta. Ponta. Ok, și atât. Ce scrie pe pancarta ta? Premierul cercetat pentru furtul de la stat. Ce a furat de la stat? Bani, nu știu. Dar cine crezi că ar face treaba mai bună în locul lui? Locul lui, nu știu. Toți sunt la fel. Promit lucruri și nu le fac. Ce modificări crezi că ar produce schimbarea lui? Nu știu, ridicarea salariilor, pensii mai mari și cam atât. Și cine ar face aceste schimbări? Nu știu. Bună, din ce motiv ați venit astăzi aici? Nu, dar nu mai vorbesc. Ați venit din Târgu Neamț? Da, din Târgu Neamț. Din Târgu Neamț? Da. Pentru? Pentru că a sprijinit Antiponta. Pentru? Jos cu Ponta. De ce ați venit astăzi aici? Antiponta, jos. Dumneavoastră? De ce ați venit astăzi? Să dați Ponta, să-i! De ce ai De ce ați venit? Din ce motiv ați venit astăzi aici? Nici cei mai în vârstă nu au avut un discurs mai bine pregătit. Unii nici nu știau ce cuvinte erau scrise pe pancardele pe care le ridicau cu mândrie deasupra capului. Ponta pleacă pentru că trebuie să vină un alt guvern cu alți oameni și eventual cu tineri care să nu fie corupți așa cum este tânărul Ponta. Întrebarea era ce scrie pe pancarta dumneavoastră. Pe pancarta mea scrie faptul că Ponta trebuie să plece din acest guvern. Mitingul a durat aproximativ o oră și jumătate, timp în care nu s-a scandat nimic. Spre final de la București a venit vestea că moțiunea de cenzură nu a trecut, iar guvernul Victor Ponta nu a fost înlăturat pentru că liberalii nu au strâns numărul suficient de voturi. Parlamentarii coaliției de la putere au fost în sală doar pentru a asigura prezența. Moțiunea a picat pentru că au fost doar 194 de voturi pentru, în timp ce numărul minim necesar era de 278.